Bună dimineața și bine v-am regăsit. O nouă zi aici în Islanda. Sunt îmbrăcată corespunzător, după cum vedeți. În curând începem îmbarcarea pe un astfel de pescador, acela din depărtare numit Sea Tours. Vom merge la vânătoare de balene și degustare de sushi proaspăt cules din mare. Yummy, de-abia aștept să văd ce aventură mă așteaptă. Se aud pescărușii. Pe jos este gheață, vedeți că lucește. Trebuie mers cu grijă. Andar con pies de plomo, cum ar zice spaniolii. Cam așa se prezintă micuțul port de aici, din Reykjanes. Ia uitați ce frumusețe! S-a luminat, cum vedeți. Gata, îmbarcarea. All on board. Serun Sticky Sholmur. Hello. Thank you. Am plecat din port. Nu știu cât mă auziți, eu vorbesc cât de tare pot. Dar trebuia să vă arăt acest răsărit de soare de pe mare. Începe croaziera cu vaporașul în căutarea balenelor. Am plecat la vânătoare de balene. Lăsăm țărmul în urmă. Papa Islanda insulară. Am pornit pe mare. Sau mai specific pe ocean, pe Oceanul Atlantic. Vom ieși în Oceanul Atlantic la vânătoare de balene. Next 2 hours we'll be sailing here around the islands in southern part of Breiðafjörður Bay. In this area there's a lot of sea, so în momentul în care vom fi anunțați că au apărut balenele sau delfinii sau focile. Să sperăm că o să avem noroc. Îmi cer scuze pentru zgomot, dar să vă mai arăt soarele cu insule pe fundal, o ferie. Cred că m-am îndrăgostit de Islanda. Am ajuns pe insula lui Thor, sau lângă insula lui Thor mai specific. Thor, zeul islandez al războiului, dacă nu mă înșel. Norvegian, de fapt, este zeul nordic.
Aici păsările, adică pufinii, celebrii pufini pe care sper să-i vedem, își fac cuibul pe timpul iernii, acum încă nu vedem nimic. Haideți să vă mai arăt sorelul. Ia uitați ce frumusețe. Special pass at the column wall. What's special about this wall is that here we're looking at the end of the basalt columns when they lay horizontal, but usually basalt columns lay vertical. O specificitate a acestei insule este faptul că aceste coloane de bazalt sunt orientate vertical. De obicei ele sunt așezate orizontal. Deci, dragilor, insula lui Thor, zeul nordic al războiului. Începem să ne îndepărtăm de insula. Beautiful basalt column fissure. Here you can see how the basalt columns have turned from being horizontal like before to almost vertical like they usually are. See it here to the right. Apropo de ce vă spuneam mai devreme, cu privire la coloanele de bazalt, aici sunt verticale, nu știu cât vedeți. Iar în prima parte a filmării erau orizontale. Și am văzut și un pufin, sau așa cred, imaginația mea bogată s-ar putea să-mi joace feste. Iată, ne ajungi la insula urșilor polari, The Polar Bears Island. Se spune că aici, odată, în timpuri de demult, zona, în partea arctică, bineînțeles, trăiau urși polari și au și fost văzuți. There is this old myth that rules this island. Right in front of the boat now, up on land, you can see this dark little hill. It's right in front of us now, up on land. This is Helgafell, and there's a church there. And in straight line behind Helgafell, not visible at the moment, there's a little mountain called Trollbogen Mountain. Helgafell in față și cu muntele trolilor. The church spells rain for the first time. The Trollbogen went furious. She couldn't stand the noise that the church bells were making. So in attempt to silence them, she took stone and wanted to throw it at the church to break the bells. But she was stronger than she thought. She threw the stone way too hard, so hard that it flew away like a battle. And the church there, over the sea, ended up in this island. Când a fost colonizată insula, s-a construit acolo o biserică, iar o femeie locuitoare de pe insulă era enervată în fiecare dimineață de zgomotul făcut de clopot, clopotul bisericii care bătea în fiecare dimineață la oră fixă. Femeia a dorit să distrugă clopotul și, fiind un uriaș, a aruncat un bolovan către clopot pentru a-l distruge. Femeia a fost ea însăși transformată în bolovan. Iar această stâncă se numește stânca trolului. Aceasta se crede a fi stânca în care s-a transformat femeia troll care a vrut să distrugă biserica. După cum vedeți, este acoperită de tuf. Este acea iarbă verde. Lichen verde. Islanda și poveștile ei fascinante cu troli și personaje imaginare. Bine ați venit în Islanda! Ne îndepărtăm de insula trolilor. Urmează încă 15 minute pe mare până la următoarea insulă. Ne auzim în curând!